Câteva zeci de lideri sindicali din țară și membrii ai unor sindicate din cadrul Confederației Cartel Alfa au protestat luni în fața sediului termocentralei Mintia. Seria protestelor face parte dintr-o caravană ce a pornit din Ardeal, iar o alta din Moldova. Protestatarii solicită guvernanților majorarea salariilor și pensiilor, stoparea creșterii prețurilor și modificarea legii dialogului social. Zeci de protestatari, oameni simpli ori membri ai sindicatelor, participă la caravana împotriva sărăciei, dorind astfel să tragă un semnal de alarmă guvernanților cu privire la scumpirile din ultima perioadă. O primă oprire în județul nostru a fost la termocentrala Mintia. Am venit aici la Mintia să le arătăm românilor, în primul rând, din cealaltă parte a țării, că un producător mare, de 1275 de megawatts, cel mai mare producător din nord-vestul României, este ținut oprit de Guvernul României, de Ministerul Energiei, tocmai pentru a ține prețurile foarte sus, pentru a ne alinia la prețurile din Comunitatea Europeană, dar veniturile sunt de 3-4 ori mai mici decât cele din țările spre care se uită guvernanții. Am plecat în același timp să spunem acestor guvernanți că este absolut nevoie să modifice legea dialogului social, astfel încât să permită negocierea contractelor colective de muncă și să dea o șansă, măcar la acest nivel cât de mică, salariaților să fie reprezentat și să poată câștiga niște salarii conforme cu productivitatea existentă în România. Pentru că această minciună pe care o tăvălesc mereu, legată de faptul că există salarii mici în România, pentru că există productivitate mică, nu poate să meargă la nesfârșit. După ce au protestat în fața termocentralei Mintia, membrii caravanei au pornit înspre reședința de județ, acolo unde s-au oprit în fața instituției prefectului județului Hunedoara. Protestul de astăzi este format din două caravane. Una a pornit din Ardeal și cealaltă din Moldova. Cea din Ardeal a pornit de la Sălaj, de la Zălău, iar cea din Moldova a pornit din Botoșani. Caracterul protestului este acela de a atrage atenția guvernanților cu privire la răutățirea condițiilor economice din România. Și anume faptul că datorită crizei, în special datorită crizei energetice, datorită închiderii de capacități energetice în România, această criză energetică a generat în lanț alte crize în economia României, fapt care a dus la închiderea peste 9.000 de societăți comerciale, iar în viitorul imediat apropiat sunt în pericol de a se închide multe, multe alte societăți din România datorită prețurilor foarte mari ale energiei electrice, care scot din domeniul de competitivitate produsele românești, iar în competiția cu cele din China sau din alte țări, din Statele Unite, din India, nu avem cum să facem față. Nu se mai poate, oamenii nu mai au răbdare să suporte toate opresiunile care sunt la ora actuală în România, cu toate problemele, salarii, pensii, tot se vorbește, azi vorbesc, stabilesc una, mâine nu mai e valabil. Când e 5%, când e 10% pensiile, când mai mult se propune 25%, să meargă cu 10%, dar să fie adevărat asta, nu povești. Mai apoi, protestatarii au plecat spre Valea Jiului, acolo unde au fost întâmpinați de alți oameni care s-au alăturat caravanei. Trebuie să ne punem întrebarea de ce, se ține România în beznă. Și la propriu, și la figurat. Dragi prieteni, și cu asta închei, vor veni timpuri foarte grele, foarte negre, timpuri pe care eu personal nu am crezut că le voi trăi vreodată. Am ieșit din era comunismului să ne întoarcem la un comunism mai nociv, mai agresiv, mai dăunător pentru noi ca nație, ca neam, ca țară. Acțiunea se va încheia în 20 octombrie la București, atunci când cele două caravane din Ardeal și Moldova se vor întâlni în Piața Victoriei, în fața Guvernului României, pentru un meeting și un marș de protest.